Binecuvântat ești, Hristoase, Dumnezeul nostru, cel ce prea înțelepți pe pescari ai arătat, trimițându-i... Ascultați în cele ce urmează cuvântul preasfințitului părinte Siluan, episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria, despre pescuirea minunată, cuvânt rostit în ziua de 24 noiembrie 2017, acolo unde Mântuitorul Hristos a săvârșit minunea, și anume în Israel, pe Marea Galilei. Vă dorim audiție plăcută spre zidire sufletească. Câteva cuvinte aș vrea să spun la pescuirea minunată sau la chemarea primilor ucenici. Suindu-se pe corabie pentru a fi puțin mai la înălțime, ca într-un amfiteatru, cum spunea părintele, avea marea în spate și pe ucenici și lumea în fața sa, ca să se arate că cuprinde în sine însuși întreg universul, dar în centrul lui este omul, adică pescari simpli, oameni simpli, dar se va dovedi mai târziu din ceea ce a reușit să facă Biserica creștină prin propovădirea Sfinților Apostoli, că toate categoriile de oameni sunt chemați la credință, am putea să zicem, și la mântuire. Și după ce a rostit câteva dintre învățăturile sale, adresându-se acestor oameni încercați, pescari de meserie, cu ani întregi de experiență în spatele lor, care știau că peștele se prinde noaptea și nu ziua, și chiar dacă nu erau oameni învățați, meseria și-o cunoșteau foarte bine, dar atât de mult i-a impresionat cuvântul Mântuitorului Iisus Hristos, încât, după cum spune și Sfântul Apostol Petru, Doamne, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic, dar iată, după cuvântul Tău vom merge și vom arunca mrejele. Și pentru că au avut acest curaj ca să îl asculte pe Hristos și s-au întors în mare, s-a întâmplat acea minune extraordinară a prinderii atâtor pești, care pești iarăși la rândul său reprezintă în mod simbolic pe oameni, adică lumea întreagă. Tocmai de aceea și unul dintre simbolurile vechi ale creștinismului era peștele. Nu știu dacă o să mai și traducă părintele sau face la urmă o sinteză. Și pe de altă parte mă gândeam cât de frumoasă este zona aceasta, care le are pe toate. Marea în centru ei, sau mă rog, acest lac destul de mare, în apropierea lacului, țărmurile și câteva culme. Ați văzut că aici în Țara Sfântă, la înălțimi nu foarte mari, cum a fost și primul munte pe care l-am vizitat, li se spune munte, iar la al doilea, Muntele Fericilor, ați văzut că este foarte mic. Dar dacă ne uităm în partea aceea, chiar dincolo de granițele Țării Sfinte, sunt chiar munți foarte înalți. Poate că nu întâmplător a ales Hristos și să locuiască aici, în cetatea Nazaretului. De fapt, tatăl său de aici a provenea și de locurile acestea a fost cel mai legat, poate foarte legat. Și iată, pe această apă, care în general reprezintă o formă mai instabilă a existenței, căci pe apă, în general, omul nu poate să plutească decât cu barca, Hristos, Domnul, la un moment dat, prin minunea săvârșită pe care a citit-o de curând părintele, dovedește că nimic nu este cu neputință înaintea Lui, și că El stă și pe apă ca și pe uscat. Și încă două cuvinte aș vrea să vă mai spun. Când într-o noapte, obosit fiind, pentru că era și om pe de altă parte, și n-a vrut să anuleze în niciun fel neputințele și limitele firii umane, când dormea acolo într-o barcă, pentru că, să nu uităm, ucenicii săi în primul rând erau pescari, oameni simpli, dar pescari, și dacă s-a însoțit cu ei ca și ucenici,
cu ei a mers până la capăt, dar știa ce se ascunde în spatele fiecărui suflet, cât de simplu ar fi fost. Bineînțeles că l-a pescuit și pe Sfântul Apostol Pavel, care era un om foarte învățat și despre care se spune că a fost apostolul neamurilor. Iată, în barcă, fiind cu prietenii săi, cum îi numește mai târziu, barca era să se scufunde. Și când ucenicii, iarăși ca niște oameni speriați, îl trezesc gândindu-se că prin puterea pe care o are va putea să-i scape, poate să facă ceva. A fost de ajuns un singur cuvânt al Mântuitorului ca apele să se liniștească și spune Sfânta Evanghelie că îndată a ajuns la țărm, adică a doua minune săvârșită de îndată. Iată, și Sfântul Apostol Petru, care s-a clătinat în credință, reușește la rândul lui, prin încrederea pe care o are față de Hristos, să meargă pe apă ca și pe uscat. Dar vedem în persoana lui Petru poate cel mai bine reflectată modelul sau, să spunem, pilda noastră a fiecăruia dintre noi. Pentru că foarte repede, uitându-se în jur și văzând înălțimea valurilor, și-a dat seama de ce minune îi se întâmplă și îndoindu-se în credință, a început să se scufunde. Și atunci a doua oară, cerându-i ajutorul lui Hristos, gândindu-se că e în pericol să piară, cât de experimentat pescar era el în mijlocul lacului, și a zis: Doamne, ajută-mă, i-a întins mâna și l-a înălțat iar deasupra apei și l-a și atras în corabie, că poate încă mai avea câțiva metri de mers până să ajungă la Hristos, și totuși a făcut și această minune. Deci și cele care sunt aparent nestatornice și instabile, cum este marea, prin puterea lui Dumnezeu, dacă există și răspuns, și corespondență prin credința omului, în el se pot întări. Și orice încercare din timpul vieții, cum spunea și Părintele, poate fi depășită. Pe de altă parte, în mare se găsește peștele, cu care pescarii își câștigau existența vieții de zi cu zi. Dar tot în mare se găsește și balaurul acesta, care spune și care îl reprezintă balena, și alte multe vietăți mari, care, cum spune Sfânt, cum spune psalmistul, toate așteaptă și ascultă de cuvântul lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu le stăpânește pe toate. Nu doar că poate să umble pe mare, ci El a făcut și tot ceea ce este și în adâncul mării, și prin relație cu El totul capătă un alt sens. De aceea am putea să spunem că și astăzi a fost o zi binecuvântată și mă bucur că și noi, asemenea Mântuitorului, am putut să ne plimbăm sau să mergem măcar câteva minute pe această mare a Galilei, pe care de multe ori a pășit și a admirat-o Iisus Hristos, ca să ne întărim și noi puțin mai tare în credință și în legătura aceasta personală, care cred că este binevenită și importantă pentru fiecare dintre noi. Binecuvântat ești, Hristoase Dumnezeul nostru, Cela ce prea înțelepți pe pescari ai arătat. Ați ascultat cuvântul preasfințitului părinte Siluan, episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria, despre pescuirea minunată, cuvânt rostit în ziua de 24 noiembrie 2017, acolo unde Mântuitorul Hristos a săvârșit minunea, și anume în Israel, pe Marea Galilei.